Bună ziua, dragii mei, bine ați venit la citirea voastră pentru energia lunii februarie. Aceasta se aplică tuturor celor care s-au născut cu soarele, luna și ascendentul în fecioară. Haideți să vedem ce aduce energia lunii februarie pentru toți cei care s-au născut în fecioară. Mesajele sunt următoarele. Liniște, relaxare și să ne urmăm intuiția. Este o lună pentru ușoară introspecție. Este o lună în care nu este indicat să înaintăm împotriva vântului, împotriva curentului. Pentru foarte mulți dintre voi, văd că veți traversa o perioadă de transformare pe parcursul întregii luni, în care va trebui să aveți încredere pentru că este parte din procesul vostru de evoluție. Încrederea, magia. În momentul în care voi încetiniți ritmul și lăsați lucrurile să se întâmple așa cum ele doresc să se întâmple dintr-un flux organic, lucrurile toate vor deveni pentru voi magice. Totul va căpăta sens în jurul vostru. Cineva vă oferă iubirea sau este momentul prin care voi să vă oferiți iubirea. Iubirea este în jurul vostru, să știți. Este o lună de introspecție și cărțile acestea pentru mine spun revelație spirituală, trezire spirituală. Unii dintre voi veți avea un soi de transformare internă, de revelație interioară, care vă schimbă percepția despre lumea în care trăim. Unii dintre voi sunteți deja treziți spiritual, dar veți avansa mai mult ca oricând. Vărsătorul are acest talent de a aduce claritate, pentru că se conectează cu întreaga lume. V-am spus, Phoenix, pasărea Phoenix, renaști, o lună în care voi evoluați spiritual, în care există această transformare, această creștere și această schimbare de percepție, mai ales la nivel mental. Ce frumos! Ce frumos! Curcubeul, curcubeul! Cred că veți descoperi foarte mulți dintre voi în forul vostru lăuntric, un soi de iubire necondiționată față de tot ceea ce vă înconjoară sau veți vedea așa cumva dintr-o dată lumea într-un mod diferit. Continuitate. Continuitate. Veți regăsi în voi forța vitală să duceți mai departe un plan început anterior. Ceva legat de odată 26 sau pe odată 26 sau acum 8 luni. Iubirea. La nivel de iubire, cumva renaște pentru voi iubirea. Sau iubirea capătă alt sens față de cel cu care deja erați obișnuiți. Apare și intervine o schimbare care vine din suflet, dar la nivel de karmă, un efect pe care voi îl veți resimți profund ca și o materializare. Nu veți putea să vă interpuneți între schimbarea aceasta și ceea ce urmează să se întâmple. Foarte, foarte frumos, foarte profund, dar mă opresc aici ca să vedem ce ne spune și tarotul. Așa, nu le punem întoarse, la mine sunt întoarse pentru că le strâng eu repede, dar nu le citesc întoarse. Așa, v-am spus, trezire spirituală, merg la alt nivel, descoperire, descoper viața. Dragii mei, pentru foarte mulți dintre voi, luna aceasta clar este o lună spirituală în care descoperiți transcenderea dintre planuri, pentru că noi trăim în mai multe planuri deodată. Alchimie. Descoperiți alchimia.
relația, apare vindecare la nivel de suflet, apare vindecare la nivel de stabilitate, apare vindecare la nivel de energie feminină pe care toți o avem, dar și de relație fizică. Intervine un final, dar și un început totodată, concomitent cu această finalitate. Este timpul să renunțați la o povară, la o convingere. Apare iluminarea, asul de spade. La nivel mai pământesc așa, văd că dacă ar fi să reluați o conexiune cu cineva, foarte mulți dintre voi ați face-o fie dintr-o perspectivă imatură, fie pentru că aveți copii. Dar vindecarea aceasta trebuie să vină din interiorul vostru, reluarea aceasta trebuie să vină din interiorul vostru, pentru că altfel nu va avea o bază solidă. La nivel profesional, văd că doriți o schimbare. Doriți clar o schimbare și văd aici un soi de reconversie profesională pentru foarte mulți dintre voi. Porniți pe calea voastră. Pentru că până acum, deși ați avut forță, vitalitate și poate ați fost împliniți la nivel de spirit în activitatea voastră anterioară, nu era ceea ce vă era scris să faceți. Este o lună despre iubire aici, să știți. Foarte mulți dintre voi, dacă sunteți singuri, puteți să vă cunoașteți acum partenerul alături de care să transcendeți ideea de iubire așa cum o știm toți și să găsiți omul potrivit alături de care să vă eliberați de povara vieții, de povara convingerilor proprii, alături de care să și evoluați, dar să vă și vindecați. Văd niște foc, atenție la arsuri, să nu vă ardeți dacă gătiți, sau atenție la circuite electrice, atenție la reflux gastroesofagian. Iată, gastroesofagian. La probleme cu digestia, cu tranzitul, cu stomacul. Pentru pajul de spade aveți niște dubii, dar dubiile sunt în mintea voastră, sunt la nivel de minte, de orgoliu, de ego, nu de orgoliu. Știți clar că trebuie să produceți o schimbare, să faceți o schimbare, să schimbați niște lucruri în viața voastră. Nu știți de unde să o apucați, adică vă este teamă, apa este emoție. Teama de a merge mai departe. Șase de spade vine și spune că veți schimba un parteneriat, că este vremea să vă eliberați de un parteneriat vechi pentru a începe un parteneriat nou. Orice ar însemna parteneriat, relație, serviciu, etc., etc., etc. Și nu spun acum, în acest moment, ci spun că este vremea. Aici, la nivel de transcendere, vorbesc despre o echilibrare, o calibrare energetică care vă va ajuta foarte mult. La nivel de iubire, iubire fizică, văd o lună mai armonioasă în relație, în parteneriat, în care încercați să vă convingeți voi pe voi și văd că această relație este ceea ce aveți voi nevoie. Dar, pe de altă parte, alții dintre voi văd că veți lua hotărârea de a vă purta de grijă și de a trasa niște linii sănătoase, niște limite sănătoase, sau că veți impune niște reguli și niște standarde ca să existe egalitate în relație. Lumea. Lumea care clarifică lumea. Avem clar aici o închidere, dar și un nou început deopotrivă, un progres. Un progres care vă eliberează de programarea mentală pe care o aveți, dar și de povara pe care o aveți. O avansare. O ieșire din stagnare. Văd că voi căutați aici o cale prin care să găsiți mai multe resurse. Resurse financiare, posibil pentru unii dintre voi, pentru alții timp. Căutați
să descoperiți cum să depășiți niște obstacole pe care le aveți pentru a produce continuitate, dar sub forma la care voi ați fost obișnuiți. Acest lucru, cu siguranță, s-ar putea să nu fie conform așteptărilor voastre, pentru că există o închidere. Trebuie să renunțați la ceva pentru a începe altceva, dar ceva care vă înalță. Ajungeți pe calea potrivită vouă. Iar asul de spade vine cu 10 de cupe, exact cum vă spuneam, pe calea potrivită vouă. Veți traversa și spiritual, și financiar, și amoros niște etape importante din viața voastră care sunt menite să vă schimbe percepția despre viață. Este evoluție și este minunat ce se întâmplă aici. Maestrul, foarte mulți dintre voi sunteți hotărâți să evoluați și veți putea să evoluați. Veți găsi în viața voastră oamenii potriviți. Trebuie să învățați să lăsați lucrurile nepotrivite să plece, să dați drumul unor situații care v-au încurcat până acum și să vă vindecați singuri, să vă purtați singuri de grijă, să vă bazați pe voi. Voi sunteți concretul din viața voastră, nimic altceva. Ofițerul. Poate foarte mulți dintre voi trebuie să nu mai urmați un ordin. Este vremea să deveniți independenți cu asul de spade și să lăsați în urmă regulile de funcționare ale altcuiva sau o instituție sau un serviciu sau o țară. Copilul. Da, este o lună în care trebuie să vă permite să fiți vulnerabili, să vedeți unde vă poartă viața, pentru că această vulnerabilitate a voastră, de fapt, este garanția că vă veți transforma și ajungeți exact acolo unde sunteți. Melancolie, fără regret. Când trecem prin trezire din aceasta spirituală, parcă cumva unii dintre noi avem așa un soi de regret că lucrurile nu mai funcționează sau poate într-adevăr va fi o provocare să lăsați în urmă niște lucruri pe care le știți de o viață. Dar împlinirea sufletului vostru este în față, în față. Nu opuneți rezistență pentru că ceea ce trebuie să se întâmple pentru voi aici se întâmplă, să știți. Doriți să lăsați în urmă foarte mulți dintre voi lucrurile care nu au funcționat, dar nu aveți curaj să spuneți tare ce. Nu aveți curaj să faceți un pas înainte către o nouă viață, deși o nouă viață este aici pentru voi, bate la ușă. Regele de cupe. Regele de cupe este intuitiv. Pentru regele de cupe lucrurile vin ușor. Am un simbol al peștilor și vaporul care spune extindere, schimbare de domiciliu pentru foarte mulți dintre voi, schimbare de serviciu, de loc, călătorie. Pornesc într-o altfel de călătorie care să mă scoată din apatie, care să mă scoată din neajunsuri sau care să mă ajute pe mine să mă regăsesc, să-mi regăsesc bucuria. Vreți să vă regăsiți bucuria, dar nu aveți curaj să faceți un pas înainte către iubire și către ceea ce vă doriți. 9 de monede, trebuie să aveți mai multă încredere în voi. Pe voi luna februarie vă va testa și vă va scoate în cale întâmplări, lucruri, oameni care să vă ducă către drumul potrivit vouă, care să vă consolideze încrederea în voi înșivă. Încă o carte ca sfat. 4 de bâte. Se repetă 4 de bâte. Viața voastră este stabilă, viața voastră va continua să fie stabilă, veți continua să aveți parteneriate, relație, dacă vă doriți, și așa mai departe, dar trebuie să ajungeți la
Înțelepciune trebuie să ajungeți la acceptarea sinelui de plină. Acceptare de plină. Talismanele. Regele, reușită, Venus, bani, valoare. Pe plan profesional aveți o cheie, o șansă să evoluați. Roata destinului. O șansă unică. Primiți un cadou, aflați o veste, o șansă, auziți niște lucruri, oportunitate aici pentru voi foarte bună. Capricorn, de avansare, dar vă este teamă, pisicuța aceasta, sunteți într-o zonă de confort și vă este teamă. Trebuie să vă folosiți intuiția și să spuneți: accept ce vine în viața mea pentru că nu știu de unde apare șansa, dar am încredere că șansa mea este acolo. 0 și 3, începând cu luna martie. Sau ceva ce are legătură cu o dată de 3. Împărăteasa și nebunul. Trebuie să risc un pic pentru a materializa ceea ce îmi doresc. Apare o nouă șansă concretă în viața mea. Primesc un telefon, primesc un mesaj, mă conectez la noua șansă din viața mea și o primesc în viața mea. Sau mă conectez sau o ratez. Atenție, atenție. Trebuie să renunț la control, trebuie să o văd, trebuie să îndepărtez din viața mea apatia și frica. Frica. Nu știu, mergeți în paralel cu două opțiuni, nu la nivel de iubire, ferească, la nivel de șanse, de șanse profesionale. Aveți cheia, aveți succesul, dragii mei. Este o lună în care va trebui să vă urmați pe voi și pe nimeni altcineva. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru vizionare și atenție și vă doresc din tot sufletul să reușiți. Pentru că ce vine aici pentru voi este clar salt cuantic, salt evolutiv. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți parte de iubire și de sănătate. Pa, pa!